Șase din cei nouă judecători de la Curtea Constituțională au votat astăzi invalidarea referendumului pentru suspendarea președintelui ales Traian Băsescu din 29 iulie. Președintele Curții Constituționale, Augustin Zegrean, a declarat marți că s-a constatat că referendumul este valid din punct de vedere al organizării, dar că nu s-a îndeplinit condiția de quorum. În aceste condiții, Traian Băsescu își va relua atribuțiile de președinte al României până în 2014. Declarația oficială a Curții Constituționale va fi publicată în Monitorul Oficial.